Salutare, prieteni! Astăzi vreau să discutăm despre clasa de energie la INCB-uri și de asemenea despre capacitatea de rupere. Vreau să comparăm un MCB clasă 3 cu o fuzibilă. Există 3 clase de limitare a energiei. Clasa 1, care are o limitare foarte mică, dispozitivul este mai lent, protecție slabă pentru cabluri. Clasa 2, limitare medie a energiei. Clasa 3, limitare mare a energiei, dispozitivul este rapid, protejează mai bine cablurile și echipamentele la scurt sever, pentru că despre asta discutăm. Haideți să vedem cum identificăm pe MCB această clasă 3 sau 1 sau 2. În acest caz este clasă 3 la 6 kA. Observăm că cifra în general este lipită de capacitatea de rupere, pentru că acestea funcționează cumva în tandem, ca să zic așa. Haideți să vedem și mitul că fuzibila este mult superioară datorită capacității de rupere, ceea ce este absolut corect. Dar dacă este să ne uităm la acest PDF, acest document oficial de la distribuitor, observăm că în BMP-uri se cere mai mare sau egal cu 6 kA. Observăm aici la orice device care îl pune în BMP-uri și observăm și aici. Deci, chiar dacă o fuzibilă este categoric superioară la capacitatea de rupere, în rezidențial, sub nicio formă, nu avem nevoie de mai mult de 10 kA, din moment ce distribuitorul se mulțumește cu 6 kA. Haideți că am lămurit și asta. Să trecem la următoarea planșă. Observăm la scurs sever, chiar dacă este o animație, cum se comportă o fuzibilă și cum se comportă un ECB clasă 3. La fuzibilă, arcul este care are loc la un scurs sever. Observăm că arcul este total necontrolat. Se produce arc între bucățile de metal topite. Aici observăm la un MCB clasă 3 că arcul este disipat de plăcuțele speciale pentru disiparea arcului. Deci este controlat și acest sistem este îmbunătățit în fiecare zi. Acest sistem de la fuzibilă este rudimentar, este același ca atunci când a fost inventată fuzibila, nu se poate îmbunătăți cu nimic. Să trecem la următoarea planșă. Cum ne dăm seama de această energie, cum se calculează ea? Evident că este intensitatea la pătrat înmulțită cu timpul. De ce contează și timpul și intensitatea? Pentru că pe noi ne interesează foarte mult ca circuitul să fie decuplat cât mai rapid, dar ne interesează foarte mult ca intensitatea să scadă și ea destul de repede. Deci, cum am spus, formula de calcul este intensitatea la pătrat înmulțită cu timpul. Să trecem la următoarea planșă. În primul rând trebuie să știm ce este arcul electric ca să știm cum funcționează treaba asta. Arcul electric reprezintă un curent cu intensitate foarte mare care poate trece prin aer între conductori sau de la conductor la sursa de împământare. Deci aceasta înseamnă că dacă un cablu se topește, curentul se va deplasa în continuare prin aer. Să vedem un grafic foarte rapid. Ce ne interesează pe noi, de fapt, în cazul unui scurt sever? Ne interesează un dispozitiv care să deconecteze cât mai rapid circuitul și, de asemenea, să scadă cât mai repede amperajul și, evident, în final, energia pentru a proteja circuitele. NCB-ul clasă 3 câștigă la ambele. Vedem în acest grafic, vom discuta imediat. Și evident o siguranță 1P plus N sau 2P au un avantaj de 10-15%, deoarece decuplând cei doi poli, evident că și circuitul este mai eliberat de amperaj. Haideți să vedem ce ne spune acest grafic. Avem la 4 kA scurs sever aici sus și deja începe să reacționeze și fuzibila și fuzibila reacționează și MCB-ul. Avem cu albastru fuzibila de uz general GG și avem MCB-ul cu roșu. Observăm că deja la prima milisecundă, avem aici ce înseamnă milisecundă, o secundă împărțită la 1000,
La prima milisecundă deja siguranța fuzibilă a redus amperajul la 3500 și MCB-ul la 3000, deci s-a comportat mult mai bine. La a doua milisecundă, undeva pe la 3300, siguranța fuzibilă deja sub 2500 MCB-ul. La a treia milisecundă, în jur de 3000 de amperi siguranța fuzibilă și 2000 MCB-ul, ca să nu mai pierdem timpul. La 6 milisecundă deja siguranța a limitat curentul la 2000 de amperi și deja a scăzut sub 1000 la MCB și observăm că la secunda 8 fuzibila undeva la 1400 de amperi și MCB-ul deja a decuplat circuitul. Deci, după cum vedem în acest grafic, MCB-ul clasă 3, repet, reușește cu succes să decupleze circuitul și mai rapid și să limiteze amperajul către circuit. Legenda asta că fuzibila este superioară era când MCB-urile erau clasă 1, nu clasă 3. Deci să terminăm cu chestia asta că fuzibila reacționează mai rapid, nu reacționează mai rapid și nici măcar nu limitează curentul mai bine. Observăm aici cum MCB-ul disipă arcul pe aceste plăcuțe în multe arcuri mai mici și îl face evident mult mai periculos, îl limitează foarte, foarte rapid. Să trecem la următoarea planșă. Aici observăm MCB-uri de la mai mulți producători și Eaton, ABB, Schneider. Și observăm și siguranța unde este departe de toate aceste dispozitive clasă 3. Chiar dacă ne place sau nu, din păcate sau din fericire, siguranța fuzibilă a rămas mult în urmă. Avem aici timpul de declanșare la scurt circuit sever, 10 ori curentul nominal, clasa a treia sub 5 milisecunde, o siguranță GG e departe. La o sarcină mică de 1,2 ori curentul nominal MCB-ul după secunde, siguranța după 10 de secunde, precizia de declanșare controlată evident la MCB și variabilă în funcție de temperatură și uzură. Evident că MCB-ul se poate rearma și nu ne doare capul. La fuzibilă e clar că trebuie să o înlocuim și limitarea de energie, ca să zic așa, intensitatea la pătrat înmulțită cu timpul, protecția este mai bună la clasa a treia, evident. Să trecem la următoarea planșă. Haideți să vedem ce se întâmplă în interiorul MCB-ului clasa 3, de ce este el superior unei fuzibile. Are camere de stingere cu mai multe lamele, arcul este rupt în bucăți, materialul absorbe mai bine energia, mecanismul magnetic reacționează extrem de rapid și evident reduce intensitatea și timpul. Un MCB standard reduce durata scurtcircuitului, dar vârful e încă mare. Clasa 3 este evident mult mai eficientă. Să trecem la următoarea planșă. Aici avem o comparație între un MCB clasa 1, 2, 3 și o siguranță de uz general. Observăm foarte ușor că în acest caz avem MCB-ul clasă 3 este undeva aici, reacționează cel mai repede și fuzibila este undeva între clasa 2 și 3. Deci observăm că este net superioară clasa 3 unei fuzibile. MCB-ul clasă 1 este aproape fără limitare la vârf. Al doilea MCB-ul clasă 2 ușoară limitare și evident fuzibila și MCB-ul clasă 3 se comportă mult mai bine. Să trecem la următoarea planșă, să nu pierdem timpul. Ce se întâmplă la declanșare? La fuzibilă se topește firul, la MCB clasă 3 contactele se deschid mecanic instantaneu. La fuzibil arcul se formează între capete topite
la NCB cu apare între contacte și în momentul deschiderii, evident. Disipare energiei la fuzibilă, arcul continuă prin metalul topit. La MCB arcul este direcționat și fragmentat prin plăcuțele de dispersie. Timpul de întrerupere mai lent, dependent de topirea firului, mai rapid la MCB clasă 3. Evident, limitarea energiei este medie la fuzibilă și este ridicată la MCB-ul clasă 3. Evident că fuzibila necesită înlocuire și MCB-ul doar ridicată clapeta. Cum scrie și aici, fuzibila la circuite simple, protecție de bază și MCB-ul clasă 3 la tablouri principale instalații industriale. Aici avem un grafic cu comparația între clasa 1, 2 și 3. Observăm limitarea energiei și în acest grafic vedem că fuzibila este undeva pe lângă clasa a 3-a. Să trecem la următoarea planșă. Aici avem tot un tabel comparativ. MCB-ul cum acționează la 4 kA, evident contează mult și producătorul. Un MCB clasa 3 acționează între 2 și 4 milisecunde, o fuzibilă între 5 și 10. Evident și limitarea curentului este mai bună. La MCB avem 1,52 și aici avem 2,3,5. Este clară treaba. Să trecem la următoarea planșă. Aici vedeți cum se întâmplă și avem evident și un filmuleț de la ABB. Haideți să vedem rapid și asta pentru că este foarte interesant. The toggle is the deci, main the manual operating vedem cum reacționează la scurt, se vom vedea imediat, o să vă ofer și linkul acestui video în descriere. Uităm un pic mai în față. First would be the okay. And then the movable deja armature, se produce se produce armature. So the movable armature is on the top of the and the fixed armature. Să vedem cum reacționează acest MCB de la ABB în această animație. Aici s-a întâmplat scurt circuitul sever. Să vedem ce se întâmplă cu mecanismul. Imediat o să vedeți asta. And basically what's important here is short circuit. That it absorbs the contacts apart. La 0 la 0 5 milisecunde ciocanul, ca să zic așa, în traducere directă, lovește mecanismul, se creează un arc la 0 5 secunde între părțile în mișcare și contactul fix. După o milisecundă de la scurt circuit, mișcarea contactului este aproape deschis, aproape că circuitul este deschis, dar evident arcul continuă să acționeze și să alimenteze circuitul cu un amperaj foarte mare. La o milisecundă arcul poate fi clar văzut. Îl vedem în această animație. Haideți să vedem ce se întâmplă la 1,5 milisecunde. Imediat or the o să arc se miște. So this is the arc extinguishing system. We here's the ionized gases produced during the opening of the pump. Okay. We'll divide the arc into several la 2 milisecunde ca să nu mai pierdem timpul. With an arc voltage arcul este the two metal plates of 30 volts. Este deja distribuit către plăcuțe pentru and dispersie. La 2,5 deja a fost fragmentat în arcul mult mai mici so, as you can see, și observăm că la 3 milisecunde deja circuitul a fost complet deschis și pur și simplu nu mai avem curent deloc pe acel circuit. Deci observăm în această animație că ABB-ul ne spune că în 3 milisecunde circuitul este deschis chiar și cu o limitare excelentă a amperajului. Dacă credeți că vreo fuzibilă poate să facă treaba asta în 3 milisecunde, nu știu, e de discutat.
Cam atât în acest video, sper că am lămurit multe din întrebări. Am făcut acest video la cererea din comentarii. Repet, sper că am lămurit mai multe, am răspuns la mai multe întrebări. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și ne vedem într-un video următor.